Percheziții DNA la Botoșani, bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei: acuzații de concursuri fraudate la Spitalul Județean Botoșani. DNA a făcut 92 de percheziții, inclusiv la Consiliul Județean și la domiciliul președintei. Instituția care a blocat decontarea navetei elevilor explică decizia și prezintă soluția, iar Alexandru Rață a fost desemnat voleibalistul anului 2023. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. DNA Suceava a făcut percheziții la Spitalul Județean Mavromati, sediul Consiliului Județean Botoșani, la organizația locală a PSD, dar și acasă la președintele Doina Federovici, într-un dosar care prevede fraudarea unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante din unitatea spitalicească. În total au fost efectuate percheziții domiciliare în 92 de locații situate pe raza județelor Botoșani și Iași, după cum transmite DNA Suceava. În cursul zilei de 13 decembrie 2023, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 92 de locații, situate pe raza județelor Botoșani și Iași, din care 3 sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând sediul județean al unui partid politic și domiciliile unor persoane fizice, a transmis DNA. Este vorba despre o cauză penală în care sunt vizate infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție făcute în perioada 2018-2023 de către funcționari publici în cadrul unei unități spitalicești în contextul fraudării unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante, se mai arată în comunicat. Mai exact, spun surse din anchetă, angajările se făceau după ce candidații plăteau sume cuprinse între 2.000 și 15.000 de euro în funcție de postul pe care îl vizau. Este vorba despre medici, asistente, brancardieri și infirmiere care sunt acum anchetați de oamenii legii. De la Consiliul Județean Botoșani, președintele Doina Federovici susține că nu au fost ridicate documente, însă instituția a fost vizată pentru că Spitalul Mavromati se află în subordinea Consiliului Județean. Președinta CJ Botoșani, Doina Federovici, le-a declarat jurnaliștilor că a pus la dispoziția DNA toate documentele cerute, dar că nu a fost chemată la audieri. Am pus la dispoziție toate documentele solicitate de către organele abilitate. Consiliul Județean nu face parte din această speță. Înțelegem că este vorba de o unitate spitalicească. Nu au fost ridicate înscrisuri sau documente oficiale. Au fost și la mine acasă și, de asemenea, nu au fost ridicate niciun fel de documente. Conform Direcției Naționale Anticorupție, alături de Spitalul Mavromati și Consiliul Județean Botoșani, percheziții au fost făcute și la sediul unui partid politic. Este vorba despre PSD Botoșani. Știți de ce este vizat în sediul partidului PSD? Probabil pentru că eu am și calitate politică. Sunteți și dumneavoastră vizată în calitate de om politic? Păi, din moment ce au venit aici, cu siguranță da. La finalul percheziților, toți cei implicați au fost aduși la audieri la sediul DNA Suceava. Un mort și 2 răniți la Arbore după ce un șofer ar fi intrat în plugul atașat de un tractor. Accidentul s-a petrecut miercuri dimineață. Ambele vehicule circulau pe drumul național 2K dinspre Iaslovăț spre Arbore. Iar impactul a fost atât de puternic încât mașina mică a fost distrusă total, iar tractorul a fost răsturnat. În urma coliziunii, pasagerul din dreapta față a murit. Atenție! Urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul a fost anunțat la 112 miercuri dimineață la ora 6 și 19 minute. La fața locului au mers pompierii militare, gărzii de intervenție Solca, cu auto specială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare, cu sprijinul a 2 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. La fața locului au fost identificate 4 persoane, 3 persoane din autoturism și una din utilajul agricol. Din nefericire, una dintre persoanele din autoturism, un bărbat în vârstă de 43 de ani, era încarcerată și în stare de inconștiență. După extragere, cadrele medicale nu au putut decât să constate decesul victimei, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. O altă persoană din autoturism, vorbim despre o minoră în vârstă de 16 ani și șoferul utilajului agricol, un bărbat de 52 de ani, ambii conștienți și cooperanți, au primit îngrijiri medicale la fața locului
locului, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Din primele date ale anchetei polițiștilor, reiese că șoferul unui autoturism, un bărbat de 28 de ani, ar fi intrat în plugul atașat de un tractor. Ambele vehicule circulau pe drumul național 2K, dinspre Iaslovăț spre Arbore, iar impactul a fost atât de puternic, încât mașina mică a fost distrusă total, iar tractorul a fost răsturnat. În urma coliziunii, pasagerul din dreapta față a murit. Este vorba despre un bărbat de 43 de ani. Din impact a mai rezultat rănirea unei adolescente în vârstă de 16 ani, pasageră tot în autoturism, dar și a tractoristului, un bărbat de 42 de ani. Atât șoferul de pe autoturism, cât și bărbatul care conducea utilajul agricol au refuzat să sufle în etilotest, dar au precizat că vor merge la spital pentru a li se recolta probe de sânge. Polițiștii au deschis un dosar penal și vor să stabilească exact cauza tragediei, precum și dacă tractorul era semnalizat corespunzător. În baza noii organigrame, Primăria Municipiului Suceava are 799 de angajați, număr în care sunt incluși polițiștii locali și angajații de la evidența persoanelor și asistența socială. 540 de salariați sunt în aparatul propriu al primarului. Pentru prima dată, Municipiul Suceava va avea un post de administrator public, City Manager, însă acesta nu va fi deocamdată ocupat. Consiliul Local al Municipiului Suceava decide în ședința din 14 decembrie noua organigramă a Primăriei Suceava, ca urmare a reorganizării solicitate la nivel național. Primăria Municipiului Suceava a rămas cu 799 de posturi, cu tot cu Poliția Locală, Evidența Persoanelor și Asistența Socială. 540 de posturi reprezintă aparatul primarului. Au rămas 540 de posturi după reducere. Pe total avem în organigramă 799 de posturi. 540 de posturi, pentru că direcția de poliție locală, de evidența populației și asistență socială n-au fost afectate de legea 273/2006. 123 poliția locală, 30 la evidența persoanelor, direcția evidența persoanelor, 106 la direcția de asistență socială, total 799 de posturi, din care 3 sunt de demnitar, un primar și 2 viceprimari. 373 sunt funcții publice și 423 sunt funcții contractuale. Funcții de conducere în primăria municipiului Suceava sunt 64, la care se adaugă secretarul municipiului. Prin această nouă organigramă se întărește Direcția de Fonduri Europene, care devine Direcția Generală de Fonduri Europene și Investiții, datorită numărului mare de proiecte aflate în desfășurare sau la etapa de inițiere. Am făcut o comasare între Direcția Generală de Fonduri Europene și între Direcția de Fonduri Europene și Direcția de Investiții. Am făcut o direcție generală unită, Direcția de Fonduri Europene și Investiții, pentru că sunt foarte, foarte multe proiecte europene în care trebuie să colaboreze foarte mult Direcția de Investiții cu Direcția de Fonduri Europene și este nevoie de o comandă unică. Și nu ați cumpărat acolo, am făcut această mutare și pentru a mai putea păstra un șef de serviciu la Direcția de Fonduri Europene, acolo am făcut mai multe mutări, deci este director general, director executiv la Fonduri Europene, șef de serviciu. Pentru că era o fată foarte bună care risca să pierdem din primărie, aveam foarte mult de lucru și atunci ea a fost șef de birou, n-a avut personal suficient și a trebuit să facem o organizare în așa fel încât să putem păstra persoanele la Fonduri Europene. Direcția de Fonduri Europene are la acest moment 52 de proiecte în diferite stadii de implementare. În plus, în cadrul noii organigrame va fi înființat și postul de City Manager pentru municipiul Suceava, însă acesta nu va fi deocamdată ocupat. Când va fi oportun, deocamdată eu sunt aici, azi verde, conduc primăria, ce trebuie City Manager? Păi că ne obligă legea. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Pentru început, discutăm despre perchezițiile pe care DNA le-a făcut în județul vecin și prieten Botoșani, dar și în județul Iași. 92 de percheziții care ar avea legătură cu felul în care au fost fraudate niște examene la Spitalul Județean Mavromati din Botoșani pentru obținerea unor posturi diverse de la asistent la brancardier la medic în schimbul unor sume, spun procurorii, cuprinse între 2.000 și 15.000 de euro. Interesant e felul în care au reacționat autoritățile din Botoșani. Sau și asta e interesant. Doamna președinte a Consiliului Județean Botoșani
care a fost vizitată de procurori și acasă și la serviciu și la partid, a vorbit cu transparență despre ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu s-a ascuns nici într-un birou, nici într-un sediu probabil, de partid sau în altă parte. Nu are nimic de ascuns. Mă gândesc că dacă avea ceva de ascuns, poate se dădea așa mai pe după colț. DNA Suceava face aceste percheziții, nu are acest dosar. Au fost aduși la audieri cei care sunt suspecți. Diverși. Până aici, și doamna președinta Consiliului Județean, de ce a fost căutată? Pentru că spitalul este în subordinea Consiliului Județean, așa cum este și la Suceava. De ce a fost căutată și acasă? De ce a fost căutată și la partid? Doamna a spus ea de ce bănuiește că s-au întâmplat lucrurile astea, că e și om politic, e și are și funcție politică și că au fost verificate și documente din locuință, însă nimic nu a fost ridicat. Nici din locuință, da, nici din consiliu. Nu. Nici nu a fost invitată la audieri. Sau, mă rog, însoțită. Aici, nu știu, probabil, sigur, au niște informații, cred că au făcut niște interceptări, sunt niște denunțuri acolo. Asta cu doamna președinta a Consiliului Județean, pe care eu nu o cunosc, a fost de vreo două ori așa, da. Nu ne știm personal. E acolo să fie masa bogată. Adică, domne, ca să bubuie, să duduie, să spună DNA-ul că mai face ceva din când în când, hai să ne băgăm aici. PSD, președinte de Consiliul Județean, e foarte ofertant. E bun pentru titlu. E foarte ofertant. Așa, percheziții că asistenta X cu nu știu care om de afaceri sau nu știu, a dat șpagă în funcția, nu sună bine. Apoi, DNA-ul ca să se bage în treaba asta, trebuia să fie cineva. Adică, ce faci, mă, cum te bași tu DNA care ești, te bași cu marea corupție care e cu milioane de la 1 milion de euro în sus și cu președinți de consilii județene, cu șef de partid, cu miniștri, te bași tu la niște găinării că a dat pentru post de brancardier 2000 de euro, nu știu care. Te bași tu DNA. Dar ca să zică, băi, trebuia să ne băgăm noi, că uite, am președinte de Consiliul Județean, de la care de PSD. Nu ai ridicat niciun document. Adică să fie acolo, zice doamna Federovici. Să fie acolo, știi? Cam așa văd, habar n-am, dosarul, probabil că s-au dat șpăci, că s-au angajat, dar de ce să dai 15.000 de euro ca să te angajezi asistentă sau nu știu, în condițiile în care sunt probleme cu personalul medical. Nu găsești nici asistenți medicali, nici medici. Păi poate de asta nu-i găsești, Sorine, că nu-ți dispuși să dea. Nu, și nu, sunt atâtea cabinete private, poți să te duci, sunt clinici, deci sunt locuri de muncă în domeniul ăsta, gârlă. Și să dai 15.000 de euro, tu cât câștigi asistent? Mergi prima oară undeva. Bun, nu cred că la asistent e 15.000. Sau nu, la doctor. Și de ce să dai ca doctor? Toate spitalele, tu ca doctor ești obișnuit să primești. Păi nu, dar toate spitalele în țara asta umblă cu limba scoasă după medici, că nu sunt medici. Și tu vii și nivelul de salarizare din spitalele publice este foarte bun. Da, e bun, dar nu înțeleg. În fine, cred că s-au dat că nu se apucau cei de la DNA Senat. Dar eu cred că doamna Federovici e băgată în poveste pentru că funcțiile, că dacă ea era funcționară, nu știu unde, nu interesa. Dar cred așa. Dar vis-a-vis de comportamentul doamnei care nu s-a spus, bănuiesc că este prea sigură pe a ști că nu-i băgată și de aia a fost atât de transparentă și de deschisă. Și mi-am adus aminte, printre mulți invitați pe care am avut eu cât am fost acolo la TV, cel mai bărbat om a fost Elena Udrea. Da. Deci Elena Udrea era foarte relaxat. Bun, eu cred că ea până în ultima clipă a crezut că nu îi se întâmplă nimic. Dar doamna Udrea, pe lângă ceilalți care veneau, bărbați, majoritatea, erau nervoși, stresați, erau dispuși să zică despre unul, despre altul. Doamna Udrea n-a zis despre nimeni. Eu cred că dacă i-ar fi spus tot ce știe, multă lume era prin pușcării. Dar a fost o doamnă care, dumnezeu, s-a ținut tare. Cel mai tare bărbat pe care l-am avut invitat a fost Elena Udrea. Deci tot o femeie. Tu mai zici că eu nu știu ce cu femeie. Dar nu zic, Sorin, dar nu zic.
Nu, așa și doamna, cu un comportament, comportamentul pe care l-a avut. E de bărbat politic. Dar nu l-au mulți bărbați, știi? Eu am tot zis că dacă era Traian Băsescu în locul Elenei Udrea și Elena Udrea în locul lui, cred că doamna Udrea nu mai ieșea din pușcărie până la sfârșitul vieții. Cât ar fi vorbit. Da. Și mi-am adus aminte vis-a-vis de comportament așa, de... Tărie de caracter până la urmă. Bărbat, știi? Nu știm, are ceva, n-are ceva legătură cu dosarul. Doamna a vorbit transparent, colegii noștri au filmat, nestingeriți. Ce mi-a venit primul lucru, când mi-ai zis tu cu doamna cum s-a comportat, primul lucru care mi-a venit în minte ăsta a fost cu Elena Udrea, care stăpână pe ea, stăpână, până în ultima, doar înainte de a o reține prima dată, cred că a fost la mine la emisiune. Și peste două zile a luat. E? Și ea știa. Știa că o ia. Nu cred că se gândea că o și condamnă. Dar ea știa. Adică era convinsă că o să o ridice. Acum să n-aibă aceeași soartă. Bun, știi? Acum și ea știa ce a făcut. Eu nu știam. Aici doamna dar susține... Dar nu știu, treaba să facă că justiția, nu știu. De la cele trei locuri nu a fost ridicat. Eu așa văd din afară, adică dacă era doamna implicată așa, o luau pe loc, doar... Ar fi fost măcar condusă la audier, nu? Da, sau cea. Doamna Federovici, funcția de președinte al Consiliului Județean, aici nu e ca la parlamentar cu imunitate sau ca la miniștri. Doamna nu are imunitate, putea să o salte, să o rețină în secunda 2, dacă erau niște probe. Sau măcar acuzații la adresa domniei sale. Da, ne apropiem de anul electoral și trebuie un pic de... Vâlvă. Și oricum DNA-ul față de ce era cu ani în urmă, când era superstar și deasupra țara, în țară sunau cătușele. Zângănitul de cătușe. Așa nu mai. Dar acum vin alegerile și trebuie un pic de mișcare. Adică oamenii ăștia au niște salarii. Uite mă ce am făcut, uite, președinte Consiliului Județean. Bun, atunci poate fi interpretat ca un avertisment la doamna Federovici? Nu știu ce poate fi interpretat. Nu, habar n-am. Eu zic așa, ce văd, că până acum a fost liniște. În ăștia 4 ani, din când în când, mai prindeau câte un consilier local sau ceva de genul. Și am pac, cu vreun borcan, cu murături, ceva așa, nu? La primăria Suceava, Consiliul Local stabilește noua organigramă care ajunge la un număr de 799 de posturi. Multe înainte. Sunt mai, sunt mai puține, într-un fel. Metodologia, am explicat-o altă dată, prin desființarea posturilor neocupate. Prin desființare s-au înființat. Și prin faptul că unele persoane care erau la vârsta de pensionare sau în pragul vârstei de pensionare au ales să părăsească câmpul muncii. 540 de salariați sunt la, în aparatul primarului. Ce spunea domnul Ciolacu cu reduceri bugetare, cu reduceri de posturi, cu să nu se mai facă paranghelii, eu ți-am zis că e bășcălie. E bășcălie pe față. N-a pierdut nimeni niciun serviciu, sunt mai mulți directori, se fac paranghelii din alea grele, vezi cazul Vatra Dornei, adică ce? Nu s-a nimic. Da, da, acolo arhiepiscopia avea voie să facă ce voia ea să facă. Banii ai făcut acum? Nu, dar banii ai alții au fost bugetați înainte de restricții. Aia las. De ordonanța. Și nu mai putea să retragă. A zis că dăm la oameni, aia dăm. Păi, na, cuvântul e cuvânt. Până și la politicieni, nu? Dar nu se știa acolo unde contează. Nu se știa dinainte că se dă ordonanța aia sau ce e. Și pentru prima dată, municipiul Suceava va avea un post de city manager, administrator public, dar un post neocupat. Domnul primar zice că e încă verde și în putere și deocamdată nu-i trebuie city manager, dar legea l-obligă să înființeze acest post, păi post pe care, ce să vezi, toate comunele l-au, cum să nu-l aibă și Suceava. Da, nu, dar sunt chiar comune, da. Sunt, dar eu știu, da. Chiar cred că toate l-au. Asta e o sinecură politică. Deci, în afară de Consiliul Județean, unde administratorul public al județului Irina Vasile Ciurec e pe meserie și economist și chiar face treabă, chiar face, din câte știu eu, domnul președinte Fluturi e cu organizarea... Reprezentarea. Păi nu, dar e cu el, e și în conducerea coaliției la București, are de umblat, e cu Ucraina, cu Belorusia, cu Turkmenistan, cu Tajikistan, cu asta, are...
E cu coridorul Marea Nordului, Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Egee, da, grele. Și doamna Vasiliciu bagă acolo, că asta cu cifre și cu ei... Nu e pentru toată lumea. Da, dar chiar e greu, adică. Și pe, acum, serios, și greu, fluturare are alte chestii. Ele politica și cum... La primăria Suceava, Ionu e economist. Și la celelalte comune, deci în afară de doamna Vasiliciu, care chiar e face acolo... Bun, și alții au, sunt economiști sau așa pe la alte primării. La Șcheia e administrator alea public de mai mult politice timp. Toate. Îți date ca niște doamne și niște domni să aibă serviciu. Nu fac nimic. Păi zici și mie la o comună cu 3.000 de locuitori. Ai primar, viceprimar, consilier local. Ce-ți mai pui administrator de comună? Ce să facă? Ei mor de plictiseală ceilalți. Mai pui și administrator de comună. Să dea niște bani pentru că unul de la PNL, unul de la PSD, că dacă te uiți la primării, te uiți la primar. De unde e primarul? De acolo e și administratorul public. Deci asta este o sinecură politică. Și administratorul public e mai mult decât cazuri. Un viceprimar. Da, în 99% din cazuri este... Bă, ăla n-a mai luat primăria, a pierdut postul de primar. Azi că îl fac administrator public. Păi ce fac șef? Că am servit partidul, hai mă, te facem administrator public. Și până bun, acum nu, prin lege se înființează postul acesta, dar la Suceava, la municipiul Suceava, deși așa, pe căi neoficiale, se știe că e concurență mare pentru postul acesta. Ce concurență să fie, Cătălina? Trei pe un post e concurență mare. Dar și mare. Ce, care trei pe un post? Zici mie, care trei? Trei doritori sau trei oameni cărora li s-a propus? Asta e făcut, deci administrator public, pentru că eu cred că PNL-ul câștigă alegerile în municipiul Suceava și o să fie primar de la PNL, da? Mai greu la viceprimari. Stai să zic. Deci eu, în proporție de 99%, PNL câștigă primăria Suceava, postul de primar. Însă, la Consiliul Local, că dacă ești primar și n-ai Consiliul Local, degeaba ești. Îți trebuie o majoritate. PNL-ul nu face majoritatea singur. Nici n-a făcut. Nici cu PSD-ul cred că nu o să facă. Sau o să facă la limită. Și ca să fie majoritatea stabilă, o să dea un post de viceprimar la PSD și unul la AUR. Înțelegi? Cam asta e. Pentru că te uiți ce votează lumea. Sau care la e clasamentul? PMP-USR, că merg împreună. Sau acolo, depinde. Da, AUR-ul este mai bine. Vorbim cum e la momentul ăsta. Și nu există asta. Că, nu, noi, spunea domnul Ciuc aseară că... Deci rămâne un viceprimar PNL noi, fără post. Că noi... Nu o să facem cu AUR, zicea domnul Ciucă, președintele PNL. La București e una, în teritoriul e alta. Cum s-a mai văzut? Și dacă la Suceava, PNL a primăria și în Consiliul Local pentru o majoritate confortabilă, iese cu AUR, cu AUR se va face. Dacă iese cu USR, PMP ăsta sau ce, cu ăla se va. Deci primarul PNL... Un viceprimar, ca să fie cu tine, dai la PSD, că altfel nu-s cu tine, și unul la AUR sau la USR-PMP, ca să-i mulțumești pe toți. Și atunci ai 17 consilieri locali și stai liniștit. Și atunci nu mai e viceprimar la PNL. Și ca să nu fie discuție, s-a făcut acest post de administrator și o să fie tot al PNL. E simplu, adică toată lumea știe, eu nu zic nimic. Cei din mediul politic și administrativ sucevean, își dau seama, trebuie să zic eu. Am zis așa pentru ceilalți cetățeni. Deci asta e șmecheria. Și dacă să spunem că ia PSD-ul primărie, să zicem. Ce, PSD-ul n-are oameni de pus? Adică cum? Bă, dacă e postul ăla, hai să-l ocupăm. Și dă o sinecură unea. Nu mai iese parlamentar Gheorghiță, nu știu care. Hai mă, facem administrator public, na. Omul e că la partid. Toată lumea e mulțumită. Ia AUR-ul primăria peste 50 de ani, vine și AUR-ul și își pune administrator public peste 50 de ani. Ce? Colorat va mai fi Consiliul Local în 2024. Va fi colorat, dar va fi frăție. Adică ce? Tot frăție. Da? Da, frăție. Dreptate și frăție. Frate Bălcescu, le mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă.
Angajații Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Suceava au oprit și ei, începând de luni, activitatea în mai multe filiale cu nemulțumiri salariale. Cum au făcut și marți, miercuri au protestat din nou, reclamând inechități între funcționarii din teritoriu și cei de la centru. Angajații APIA au anunțat că protestul lor va continua și în zilele următoare și iau în considerare, la rândul lor, pichetarea Ministerului Agriculturii. Respectarea promisiunilor. Funcționarii de la APIA Suceava protestează de 3 zile reclamând promisiuni nerespectate de MDAR. Funcționarii sunt nemulțumiți din cauza faptului că, deși sunt foarte performanți, având o rată de absorpție a fondurilor europene de peste 96% în fiecare an, iar volumul de muncă este foarte mare, salariile acestora au rămas la nivelul anului 2015. Mai mult decât atât, aceștia consideră că se află într-o situație de discriminare, APIA fiind singura agenție din MDAR care se află pe grilă teritorială. Federația FNSE-APIA, prin reprezentanții săi, în noiembrie 2023, a obținut promisiunea că și de la MDAR se va propune ordonanța de urgență, în care va fi reglementată încălcarea celor două principii. În consecință, ne-au mințit să facem activitatea care aduce bani în țară din fonduri europene și nu puțin, peste 96% din aceste fonduri se derulează prin APIA. Timpul se scurge și anunțarea măsurilor de austeritate va bloca orice activitate financiară la nivel de țară, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor APIA Suceava. Sătui de promisiuni și de încălcarea principiilor fundamentale, funcționarii APIA Suceava au strigat la unison, la muncă egală, salarii egale, respectarea promisiunilor, APIA CJ, APIA Central. În aceste zile protestează, nemulțumiți de salarizare și de condițiile de muncă, polițiștii, grefierii, angajații din sănătate, cultură, de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Înmulțirea protestelor angajaților din sectorul bugetar are loc cu puțin timp înainte de aprobarea în guvern a bugetului de stat în 2024. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a explicat de ce a blocat procedura de decontare a abonamentelor pentru transportul celor peste 8.000 de elevi navetiști din județul Suceava. Reprezentanții instituției aruncă vina asupra Consiliului Județean, care a încheiat contracte pentru asigurarea transportului în baza legislației din perioada pandemiei de COVID-19, fără să organizeze licitație. Conducerea Consiliului Județean susține că a deschis o procedură de achiziție care a fost contestată de transportatori și întârziată. Din acest motiv a prelungit vechile contracte, procedură care nu este agreată de ANRSC. La solicitarea televiziunii Intermedia, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ANRSC, a explicat de ce a blocat procedura de decontare a abonamentelor gratuite pentru transportul celor peste 8.000 de elevi navetiști din județul Suceava. Reprezentanții instituției au arătat că vina aparține Consiliului Județean Suceava, care nu a atribuit contractele transportatorilor pe baza procedurilor prevăzute în legislația achiziției publice. Contractele au fost atribuite în baza unei ordonanțe din 2020, adoptată în contextul pandemiei de COVID-19, care nu mai este valabilă. În răspunsul transmis televiziunii, se mai arată că inspectorii ANRSC au constatat neregulile încă din luna martie a anului 2022, când au efectuat un control la Consiliul Județean Suceava. Atunci, echipa de control a stabilit 3 măsuri cu termen de îndeplinire până la data de 31.12.2022, pe care Consiliul Județean nu le-a respectat. Din rapoartele trimestriale transmise de către Consiliul Județean la ANRSC privind stadiul îndeplinirii măsurilor, Consiliul Județean Suceava nu a încheiat niciun contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport rutier județean de persoane, conform regulamentului numărul 1370/2007, respectiv nu a atribuit niciun contract pe baza procedurilor prevăzute în legislația achizițiilor publice, a transmis președintele ANRSC Ionel Tăscaru. Consiliul Județean Suceava a inițiat o procedură de achiziție pentru transportatori, susține vicepreședintele Vasile Tofan. Însă, licitația a fost contestată și până acum nu a fost desemnat niciun câștigător. Din acest motiv, instituția suceveană a prelungit valabilitatea contractelor anterioare. În timp ce transportatorii suceveni amenință că nu vor mai asigura transportul elevilor navetiști întrucât inspectoratul școlar nu a decontat nici măcar un abonament de la începutul anului școlar până
până în prezent, ANRSC prezintă o altă soluție. În subsidiar menționăm că elevii din județele în care consiliile județene nu au atribuit contractele de delegare vor beneficia de sume forfetare lunare acordate direct acestora, inclusiv pentru lunile care au trecut de la începerea anului școlar, a declarat Ionel Tăscaru. Centenarul Bibliotecii Ighes Biera Suceava a fost sărbătorit marți într-un cadru festiv, sub titulatura 100 de ani în slujba cărții și a culturii. Oficialități județene și locale, invitați de la instituții culturale similare din țară și din județ, reprezentanții ai USV, ai bisericii, oameni de cultură, iubitori de carte, s-au adunat în sala de artă Elena Greculesei și au încercat să-și imagineze cum ar fi viața fără bibliotecă. Cum s-ar putea vorbi despre educație? Sau cum ar fi viața culturală comunităților fără instituția numită bibliotecă? Este întrebarea retorică pe care a pus-o la începutul expunerii sale directorul Bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărămuș. Oare cum ar fi viața de zi cu zi? Cum s-ar putea vorbi despre educație? Mai ales despre educația pe tot parcursul vieții? Sau cum ar fi viața culturală a comunităților fără instituția numită bibliotecă? În ceea ce privește biblioteca din Suceava, trebuie subliniat faptul că aceasta a luat ființă în prima parte a secolului al XX-lea, într-o perioadă în care, odată cu încheierea primului război mondial și realizarea Marii Uniri, de la 1918, comunitatea suceveană cunoștea un ritm alert de dezvoltare, iar în acei ani nu a fost neglijat nici segmentul cultural. Într-un astfel de context, se simțea inclusiv nevoia înființării unei biblioteci publice, care să completeze peisajul cultural al orașului, creionat de celelalte instituții, muzeu, liceu, societăți culturale. Este vorba de societățile Școala Românească și Casa Națională, care au contribuit la înființarea bibliotecii. Noua instituție gravita în jurul liceului Ștefan cel Mare. Era o inițiativă privată și răspundea nevoilor comunității, în special ale elevilor. În seara zilei de 12 decembrie 1923, prima bibliotecă publică a Sucevei își deschidea porțile într-un imobil vechi din centrul orașului. Evenimentul așteptat de toți intelectualii și de cetățenii orașului a fost consemnat de profesor Victor Morariu în jurnalul său și de alți intelectuali în câteva publicații și gazete din Bucovina. Între anii 1968-1974 la Suceava este bibliotecă municipală, iar începând din 1974 este bibliotecă județeană, pentru că din 1993 la inițiativa enciclopedistului Emil Satco, șef serviciu, iar apoi director adjunct, sprijinit de Ioan Pânzar în calitate de director, instituția să obțină numele de Biblioteca Bucovinei Ighes Biera. În prezent, biblioteca noastră se mândrește cu un fond de carte de peste 450.000 de documente de bibliotecă, cu numeroase servicii moderne, adaptate cerințelor actuale, cu zeci de volume de cercetare și documentare, de informare bibliografică, elaborate de către specialiștii proprii, fiind una dintre instituțiile emblematice de cultură din municipiul și județul Suceava. Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a urat la mulți ani Bibliotecii Bucovinei Ighes Biera și oamenilor care lucrează aici, celor care și-au ales această frumoasă meserie. Biblioteca se află în subordinea Consiliului Județean. Când ai nevoie de niște date, vii și răsfoiești aici. Este locul unde s-a păstrat cel mai bine. Ce am constatat eu la un moment dat? Foarte zgârciți în informații despre istoria adevărată, reală a Bucovinei. Pentru că așa a fost perioada comunistă, să nu-i supărăm pe unii sau pe alții. Mie mi se pare că nici astăzi noi nu ne-am dat drumul suficient să vorbim despre Bucovina și despre valorile ei. Și când eu am scris cu ei pe munte Bucovina și mă critică și astăzi unii, poate că în felul lor au dreptate, dar-s vinovat că n-am explicat. Nu eu am scris. Au scris crescătorii de animale de la munte. Dar n-am scris cu chirilice, dragii mei. Și mesajul ăsta l-am transmis atunci. De aceea, eu cred că noi, folosind această instituție de bază, trebuie să-i călcăm mai des pragul și să vedem valoarea excepțională pe care o are biblioteca zestrea ei. S-a vorbit în cadrul evenimentului și de numărul mare de români, de suceveni plecați peste hotare și de necesitatea acestora de a citi istoria Bucovinei și nu numai, de la distanță, digital. Este motivul pentru care se află în derulare un proiect cultural în valoare de 2,5 milioane de euro, Biblioteca Hub Digital pentru Educație, în care sunt implicate Biblioteca Bucovinei Ighes Biera, Biblioteca Municipală Câmpulul Moldovenesc și 27 de localități din județ. Prin acest proiect se vor renova și se vor echipa cu calculatoare și echipamente tehnice. Biblioteca Bucovinei, precum și Biblioteca
bibliotecile comunale din Mora și Râșca pentru a fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Tot prin acest proiect, 26 de biblioteci din județ vor fi dotate cu echipamente informatice noi sau modernizate și vor fi organizate cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru 2500 de locuitori din județul Suceava. Sărbătoarea centenarului Bibliotecii Bucovinei s-a încheiat cu un moment muzical susținut la pian de Maia Hrițcu. Poate toată lumea s-a săturat de ucraineni. Vă rog să ne iertați și să ne înțelegeți. Noi nu am vrut să plecăm de acasă. Este mesajul unei refugiate din Ucraina care s-a stabilit în Rădăuți, județul Suceava. Marina a trecut granița chiar în prima noapte de război, pe 24 februarie 2022. Era însărcinată în luna a șaptea, a născut la Suceava și a devenit voluntară, apoi angajată a unei asociații care s-a aflat în prima linie în ajutorarea ucrainenilor. Este legătura celor de la Rădăuțul Civic cu refugiații ucraineni. A creat un grup de Telegram cu comunitatea acestora, a organizat constant evenimente cu ei, a organizat activități de informare, consiliere, sprijin pentru peste 500 de persoane. În numele acestora, Marina Iliuc le mulțumește românilor cu inima deschisă. Profesoară, cetățean român și ucrainean, Marina Iliuc, s-a mutat de la Cernăuți în zona noastră când a început războiul. Pentru că a vrut să-și ajute semenii, Marina s-a alăturat echipei Asociației Rădăuțul Civic chiar în primele luni de efort umanitar. De atunci, cu experiența ei pedagogică, a organizat cursuri de limba română în tabăra ISU, de pe stadionul din Rădăuți sau la centrul comunitar pentru sute de persoane, ajutând în același timp alte zeci de persoane cu diverse probleme care țin de integrare, documente, înscrierea copiilor la școală, acces la sistemul medical. Stând în Rădăuți, în concedii de maternitate, mă plimbam în fiecare zi cu fetița, prin oraș. Mereu vedeam persoane din Ucraina care mereu, cu mare greu, se descurcau, plângeau, ieșind din bancă, din primărie, din spital sau din farmacie. Nu găseau chirie, nu găseau limbă comună cu proprietare să le dea o dovadă de domiciliu. Nu știau să se explice, să exprime de ce au nevoie. Cred că Dumnezeu l-a trimis pe minunatul om, Luca Ciobotarul, să mă invite și pe mine în Asociația Rădăuțul Civic ca să putem ajuta cât mai multe persoane din Ucraina. Să știți că ucrainenii sunt oameni muncitori. Se prind de orice lucru, putem spune. Doar le este foarte greu că nu știu limba atât de bine ca voi. Diplomele lor de economist, jurist, medic, profesor, inginer nu sunt recunoscute în România și în întreaga lume. Pentru unul tânăr poate e mai ușor că mai are timp să învețe sau poate lucra online, iar pentru o persoană de 50-60 de ani e mai greu. Nu mai au putere, sănătate, supărările le doboară că au rămas fără nimic. Știu, poate toată lumea s-a săturat de ucraineni. Vă rog să ne iertați și să ne înțelegeți. Noi nu am vrut să plecăm de acasă. Acum toți suntem amărâți, încercăm să o luăm de la capăt. Și mulți din noi înțelegem că nu avem unde ne întoarce. Situația politică și economică din Ucraina este foarte grea. Mulțumesc tuturor românilor cu inima deschisă că ne înțelegeți situația și să vă ferească bunul Dumnezeu de tot răul. Vă doresc sărbători cu bine! Am găsit-o pe Marina la centrul comunitar din Rădăuți, alături de alte refugiate. Ascultau colinde și făceau decorațiuni pentru Crăciun. Victoria era probabil cea mai emoționată. Anul acesta va fi primul, de după război, în care își va avea toată familia alături. Soțul ei, care lucrează de mai mulți ani în Germania, și cei doi băieți ai lor, care studiază în Polonia, vor veni într-o scurtă vacanță la Rădăuți. Pe data de 23 decembrie, copiii mei învață în Polonia. Vin în vacanță aici la Rădăuți, la noi, la România, și soțul tot vine de la muncă pe 23 decembrie. Vine și noi toată familia ne adunăm și ne petrecem aici la apartament unde stăm Crăciunul.
Mergem în biserică și cu familie, atât. Cum... Cum a fost anul trecut? Anul trecut soțul era la muncă, numai cu copiii noi ne-am petrecut. Ei au venit în vacanță și noi am stat aici tot la Rădăuț, că familia numai aici poate să intre. Nu intrăm de cam date în Ucraina. Victoria este din Cernăuți și a venit în România luna martie 2022, la începutul războiului. Soțul ei a sfătuit-o să vină în România. S-a stabilit la Rădăuți pentru că e mai aproape de casă. Îi este bine aici. A întâlnit oameni buni și a primit tot ajutorul de care avea nevoie. Și totuși speră că războiul se va termina și se va putea întoarce acasă. Îi place foarte mult la Rădăuți, dar acasă e cel mai bine. Simțim sprijin și atitudinea bună a locuitorilor din Rădăuți. Ne sperăm că războiul se va termina cel mai repede, da? 2 ani aproape merge. Și noi să avem posibilitatea să întorcem acasă. Aici e bine, dar acasă mai bine. Venită tot din Cernăuți, Larisa își va petrece Crăciunul cel mai probabil împreună cu familia de la centrul comunitar din Rădăuți. Este profesoară, are o fată la Paris și un nepot în război. Plânge și se roagă să se termine războiul. Aici nu are pe nimeni, dar a primit ajutor de la foarte mulți români. Eu n-am crezut, am înțeles că dacă este așa lumea care înțelege, să fie tot bine și pace în țară, tăți. Am sunat la fată și ieșe o plâns. A spus, mama, n-am crezut că așa se înțelege lumea și tare bine că ții acolo. Nici tare bine aici. Unde e fata? Fata trăiește în Paris. Acolo s-a învățat. Eu am singură fată. De mult m-am divorțat. Și am venit aici, da, a mea mama, Dumnezeu să ierte, s-a născut în Bucece și eu pe jumătate româncă. Nu a fost mai ușor să învăț limba, că eu am terminat facultate de limba rusească și am învățat latină și 3 luni. Vorbesc, dar încă cu greșeli, dar nu mai ușor decât... A mie colegii care nu tare înțelege și mai greu, dar tare ne-a plăcut aici și tare bună lumea. Nu pot să spun nimic, numai mulțumesc, mulțumesc și mulțumesc. Și să fie pace în toată lumea. Asta ce mai vreau, că am nepot care la război un an și tare greu, nu-i tot una. Plângem și așteptăm să gătește asta. Din ce oraș ați venit? Din Cernăuți. Din Cernăuți. Ce o să faceți de Crăciun anul acesta? Nu știu. Aici pe nimeni n-am, dar noi în asta grupă să ne întâlnim și să, eu știu, să petrecem cum putem. Județul Suceava a fost în prima linie cu 2,5 milioane de cetățeni ucraineni care au trecut prin Vama Siret, majoritatea în tranzit, lucru care a implicat eforturi consistente din partea instituțiilor publice și a societății civile. Acestor eforturi li s-au alăturat mai mulți cetățeni ucraineni care s-au implicat și și-au ajutat concetățenii să-și găsească a doua casă în România. Federația Română de Volei și-a premiat marți performerii din ultimul an. Suceveanul Alexandru Rață, internațional de senior, campion național al României cu arcada Galați și principal marcator în acest moment în campionatul Belgiei, a fost desemnat cel mai bun voleibalist al anului 2023. În vârstă de 23 de ani, Alexandru Rață a început voleiul la LPS CSS Suceava sub comanda lui Tudor Orășanu, cu care a colaborat ulterior și la seniori la echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava. În divizia A1 a debutat la Unirea Dej, iar în ultimele 3 sezoane a jucat la Arcada Galați, cu care a cucerit 3 titluri de campion și ocupa României. Voleibalistul sucevean s-a remarcat și la campionatul european din 2023, reușind să ajungă cu naționala României până în sferturi și să învingă campioana olimpică titră Franța. În vară a semnat cu echipa Tectu Machel, iar acum este cel mai bun marcator din prima ligă belgiană. Aș vrea să încep cu cel care va primi, așadar primul. Eram într-un meci transmis de TVR la Dej,
acolo juca acest băiat tânăr, nici măcar n-a fost titular, dacă n-a intrat pe teren, sincer, nici nu mai știu cu cine jucau, dar el a fost rezervă și s-a făcut lumină când el a intrat pe teren. Apoi a prins echipe mai bune, evident, a progresat și a ajuns să facă niște meciuri formidabile la ultimul european. Sportivul anului, eu l-aș numi voleibalistul anului până la urmă, dar văd că așa scrie aici, sportivul anului, și asta trebuie să spun și eu, evoluează în Belgia acum, Alexandru Rață. Mă bucur că să fiu aici și sunt foarte fericit pentru acest premiu, pentru că asta e rezultatul muncii mele și nu numai muncii mele, și a oamenilor din spate care au fost alături de mine și pe care vreau să-i enumer. În primul rând, familia mea, care mi-a fost alături mereu și pe care m-am putut baza la bine și la greu. Antrenorul care m-a descoperit și care m-a îndrumat spre volei și care a tras de mine să rămân la volei, pentru că, fiind copil, nu eram foarte decis. Oscilam între sporturi și care m-a ajutat și în decizia de a mă duce la Dej. Domnul Tudor Marius Soroșanu, care este antrenor la Suceava și care face o treabă excepțională. Și țin să-i mulțumesc și lui foarte mult și sunt foarte recunoscător pe această cale. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să-i felicite public pe handbaliștii de la CSU Suceava și pe fotbaliștii de la Foresta Suceava pentru ultimele rezultate din acest an. Șeful administrației locale s-a referit la victoria obținută de universitari la Bacău și la faptul că echipa de fotbal a încheiat sezonul de toamnă pe primul loc în Liga a treia. Handbaliștii de la CSU Suceava au încheiat anul competițional 2023 cu o victorie spectaculoasă la Bacău. Condusă pe aproape întreg parcursul meciului, la un moment dat chiar la 6 goluri, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a revenit pe tabelă în ultimele 5 minute de joc, când a întors scorul de la 25 la 26 la 27 la 29. În primul rând vreau să-i felicit pe cei la echipa de handbal, care a făcut o frumoasă surpriză și a bătut la Bacău, și aici o să-mi permit să vă citesc chiar o discuție a mea cu domnul primarul la Bacău, referitoare la meci, în cursul zilei duminică. Spune domnul viziteu, vă conducem cu 5-2 după 12 minute. Îi spun eu, revenim până la final, fie o gazdă bună, Lucian, că așa îl cheamă. Spun el, suntem arbitrați corect. Îi spun eu, super, înseamnă că câștigăm. Și la urmă, după ce am câștigat, el nu m-a mai sunat. Și eu spun, așteptam felicitări, Lucian, fii fair play. Și el spune, felicitări, bravo, nu pot reveni după șocul cu care am condus 96 de meci și pe final am pierdut, bravo. Da, bun, fericit de echipa de handbal care a făcut un meci frumos la Bacău, care ne-a bătut cam totdeauna pe acolo, și îți mulțumesc de ceea ce se întâmplă. Chiar astăzi voi avea întâlnire la conducerea universității și a clubului de handbal la ora 10 la universitate. La fel, ce pot să spun, fericit că n-am încotro și echipa de fotbal nu a terminat primul loc, primăria municipiului Suceava, după ce au dus acei 900.000 de lei justificări, le-a mai dat încă suma de 500.000 de lei în această, mă rog, în luni noiembrie și decembrie. Asta e situația, eu zic că avem o șansă reală să promovăm din nou în Liga a doua, o spun de această dată în calitate de, în primul rând, de iubitor de fotbal, de chibiți, cum se spune. Sper să aducem o bucurie sevenilor, să promovăm în Liga a doua. Sunt șanse reale pentru că pretendențe sunt mai slabe ca anul trecut. Primarul Ion Lungu a precizat că în acest an municipalitatea a finanțat clubul CSU Suceava cu 3 milioane de lei și Foresta Suceava cu 1,4 milioane de lei. Echipele de volei masculin sub 17 și sub 19 ani ale liceului cu program sportiv Suceava au mai făcut un pas pentru calificarea la turneile finale. În a doua etapă, din divizia Elita, jucătorii antrenați de Bogdan Maxim și Tudor Orășanu au învins reprezentantele clubului CNMV Ploiești cu 3-0 și 3-2. Ambele echipe ale liceului cu program sportiv Suceava sunt în grafic pentru calificarea la turneele finale ale campionatelor naționale la volei masculin pentru juniori. Echipa sub 19 ani a obținut a doua victorie în faza semifinală, denumită Divizia Elită. Jucătorii antrenați de Bogdan Maxim și Tudor Orășanu au câștigat pe teren propriu în fața celor de la CNMV Ploiești cu scorul de 3-2. Pe seturi a fost 17-25, 25-17, 20-25, 25-19
14 și 15-7. În întrecerea juniorilor sub 17 ani, LPS Suceava a învins CNMV Ploiești cu scorul de 3-0, pe seturi 25-22, 25-12 și 25-17 și are punctaj maxim după primele două etape ale turneului semifinal. În următoarea etapă, programată la mijlocul lunii ianuarie, voleibaliștii suceveni vor juca pe terenul grupării CTF Mihai I București. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online, pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte cerul va fi, în continuare, mai mult acoperit în toată regiunea. Totodată, în majoritatea zonelor se vor înregistra precipitații. Acestea vor fi predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime, pozitive, se vor încadra între 1 și 4 grade Celsius. Și joi cerul va fi mai mult acoperit în toată regiunea, potrivit meteorologilor. În prima parte a zilei, îndeosebi la Suceava, Rădăuții, Vatra Dornei și Botoșani, va ploua. La Târgu Neamț și Roman, pe întreg parcursul zilei, cerul va fi noros. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele se vor încadra între 4 și 8 grade Celsius. DNA Suceava a făcut percheziții la Spitalul Județean Mavromati, sediul Consiliului Județean Botoșani, la organizația locală a PSD, dar și acasă la președintele Doina Fedorovici, într-un dosar care prevede fraudarea unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante din unitatea spitalicească. În total au fost efectuate percheziții domiciliare în 92 de locații situate pe raza județelor Botoșani și Iași, după cum transmite DNA Suceava. Atenție, informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un mort și doi răniți la Arbore după ce un șofer ar fi intrat în plugul atașat de un tractor. Accidentul s-a petrecut miercuri dimineață. Ambele vehicule circulau pe drumul național 2K dinspre Iaslovăț spre Arbore, iar impactul a fost atât de puternic încât mașina mică a fost distrusă total, iar tractorul a fost răsturnat. În urma coliziunii, pasagerul din dreapta față a murit. În baza noii organigrame, primăria municipiului Suceava are 799 de angajați, număr în care sunt incluși polițiștii locali și angajații de la evidența persoanelor și asistență socială. 540 de salariați sunt în aparatul propriu al primarului. Pentru prima dată, municipiul Suceava va avea un post de administrator public, city manager, însă acesta nu va fi deocamdată ocupat. Angajații Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Suceava au oprit și ei începând de luni activitatea în mai multe filiale, cu nemulțumiri salariale. Cum au făcut și marți, miercuri au protestat din nou reclamând inechități între funcționarii din teritoriu și cei de la centru. Angajații API au anunțat că protestul lor va continua în zilele următoare și iau în considerare la rândul lor pichetarea Ministerului Agriculturii. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a explicat de ce a blocat procedura de decontare abonamentelor pentru transportul celor peste 8.000 de elevi navetiști din județul Suceava. Reprezentanții instituției aruncă vina asupra Consiliului Județean, care a încheiat contracte pentru asigurarea transportului în baza legislației din perioada pandemiei de COVID-19, fără să organizeze licitație. Conducerea Consiliului Județean susține că a deschis o procedură de achiziție care a fost contestată de transportatori și întârziată. Din acest motiv a prelungit vechile contracte, procedură care nu este agreată de ANRSC. Centenarul Bibliotecii Bucovinei Ghezbiera Suceava a fost sărbătorit marți pe 12 decembrie într-un cadru festiv. Subtitulatura 100 de ani în slujba cărții și a culturii, oficialități județene și locale, invitații de la instituții culturale similare din țară și județ, reprezentanții ai USV, ai bisericii, oameni de cultură, iubitori de carte, s-au adunat în sala de artă Elena Greculesi și au încercat să își imagineze cum ar fi viața fără bibliotecă.
poate toată lumea s-a săturat de ucraineni, vă rog să ne iertați și să ne înțelegeți. Noi nu am vrut să plecăm de acasă. Este mesajul unei refugiate din Ucraina care s-a stabilit în Rădăuți, județul Suceava. Marina a trecut granița chiar în prima noapte de război, pe 24 februarie 2022. Era însărcinată în luna a 7-a, a născut la Suceava și a devenit voluntară, apoi angajată a unei asociații care s-a aflat în prima linie în ajutorarea ucrainenilor. Este legătura celor de la Rădăuțiul Civic cu refugiații ucraineni. A creat un grup de Telegram cu comunitatea acestora, a organizat constant evenimente cu ei, a organizat activități de informare, consiliere, sprijin pentru peste 500 de persoane. În numele acestora, Marina Iliuc le mulțumește românilor cu inima deschisă. Federația Română de Volei și-a premiat marți performerii din ultimul an. Suceveanul Alexandru Rață, internațional de seniori, campion național al României cu arcada Galați și principal marcator în acest moment în campionatul Belgiei, a fost desemnat cel mai bun voleibalist al anului 2023. Primarul Suceavei Ion Lungu a ținut să-i felicite public pe handbaliștii de la CSU Suceava și pe fotbaliștii de la Foresta Suceava pentru ultimele rezultate din acest an. Șeful administrației locale s-a referit la victoria obținută de Universitari la Bacău și la faptul că echipa de fotbal a încheiat sezonul de toamnă pe primul loc în Liga a III-a. Echipele de volei masculin sub 17 și sub 19 ani ale liceului cu program sportiv Suceava au mai făcut un pas pentru calificarea la turneele finale. În a doua etapă din divizia elită, jucătorii antrenați de Bogdan Maxim și Tudor Orășanu au învins reprezentantele clubului CNMV Ploiești cu 3-0 și 3-2.